Salut și bine ai revenit la tutorialul de React pentru începători. Astăzi o să discutăm despre cum se face rutare în React. Prin rutare înțelegem modul în care React se afișează diferite pagini în funcție de ruta pe care o avem în browser. Și aici am zis cuvântul magic pentru că pagini nu avem în principiu în React. Nu există conceptul de pagină în teorie cel puțin. Avem doar componente. React are doar componente. Dar Paginile există sub forma unor componente mai high level, adică sunt componente care agregează mai multe componente la rândul lor și care formează o pagină. Sunt foarte multe de povestit aici la conceptul ăsta de pagini, dar ce o să facem noi, doar o să creăm niște pagini simple pentru a demonstra modalitatea prin care putem să facem rutare în React, adică cum putem să schimbăm conținutul de pe pagina respectivă în funcție de ruta stabilită de browser. Da? Și o să mergem aici în SRC și o să facem un nou folder pentru pagini care o să zicem pages, da? Și aici în pages o să facem câteva pagini pentru a avea cu ce să lucrăm, o să zicem homepage.jsx. Poți să ți le redenumești cum vrei tu, fie că vrei așa, fie că vrei uh, Pascal case homepage, e la alegerea ta, funcționează oricum. Tot ce trebuie să faci este să declari uh, conținutul, codul din fișierul respectiv de jsx ca fiind componentă de React, adică să folosești literă mare, da? Și acum nu homepage, ci homepage. O să ștergem acest import aici. Și o să exportăm home page. Pardon, page. Bun. Și aici o să scriem home page. Da? Să știm că asta este, asta este pagina de home. Și să mai creăm încă o pagină. Să zicem contact.jsx. Putem deci să zicem chiar home. Ăsta e nu homepage, ci simplu home. Și aici în contact creăm din nou o componentă de React, care o zicem contact, da, o să ștergem importul ăsta de aici, reformatăm codul și în loc de contact de aici o să scriem contact aici. Și acum avem două pagini cu care putem să lucrăm. Ce trebuie să facem pentru a randa aceste două pagini în funcție de ceea ce se află în ruta URL-ului, în ruta browserului, este să folosim React Router. React Router este o componentă separată de React pentru că React este o bibliotecă, dacă vrei, care este foarte puțin opinionată, adică nu ți impune cum să faci anumite lucruri, spre deosebire de alte frameworks de dezvoltare cum este Angular, de exemplu, nu ți impune cum să faci anumite lucruri, te lasă să-ți instalezi doar ce ai nevoie și să-ți construiești aplicația strict cu lucrurile de care tu ai nevoie și așa cum vrei tu, da? De asta React Router trebuie instalat separat, el nu vine ca parte din React propriu-zis și trebuie să-l instalezi sub forma unui npm package separat. Astfel că o să venim aici în terminal și o să zicem npm install react router liniuța, react liniuță router liniuță dom dăm uh, enter și așteptăm să se instaleze bun, acum după ce s-a instalat putem să închidem acum terminalul trebuie să mergem în cel mai, cea mai de top ca să zic ca cel mai de top fișier al react care este main.jsx, cred că putem să închidem acum contact și home aici și aici în main.jsx trebuie să importăm două chestii Trebuie să importăm din react-router, trebuie să importăm create-browser-router și router-provider. Da? Ele sunt cu roșu pentru că nu sunt folosite în momentul ăsta, dar o să, dau să le folosim imediat. Și aici înainte de react -dom .create -root, o să facem const-router egal create-browser-router. Da? Și aici o să dăm un array de rute pe care routerul nostru să le folosească. Da? Rutele astea o să fie sub forma unor obiecte, bineînțeles. Obiecte care trebuie să conțină path pe de o parte, adică efectiv ruta pe care trebuie să o aibă url ca să randeze o anumită componentă sau o anumită pagină și apoi cel de-al doilea element este chiar element care este componenta sau codul GSX, dacă vrei, pe care React trebuie să-l randeze în momentul în care browserul atinge sau ajunge la ruta respectivă. Și pentru că asta este adresa de homepage, practic, noi o să avem aici homepage. Import homepage. Și de asemenea o să mai importăm aici și contact page from pages/contact. Cea de-a doua rută este cea pentru contact, adică de obicei când ai o pagină de contact, când mergi pe URL-ul paginii respective, o să vezi că este domeniul sau url de bază al site-ului respectiv, slash contact. Da? Și o să mai punem încă o rută aici, rută care va avea ca path, desigur, slash contact. Și elementul care trebuie să fie randat este contact page. Și foarte simplu configurăm în felul ăsta toate rutele de care avem nevoie. Da? Dacă suntem la homepage, avem nevoie să randăm pagina asta homepage, care la rândul ei va avea aici mai multe componente reprezentative pentru pagina de home. La fel contact page, da? în momentul în care browserul ajunge la ruta asta, se va randa contact, componenta contact page care va conține componente specifice paginii de contact. Acum ce trebuie să mai facem este aici, în interiorul lui React Strict Mode, să adăugăm router provider, da? cel pe care l-am importat aici mai sus, și lui router provider avem nevoie să-i dăm un router care este cel pe care noi tocmai l-am creat. Router. Da? În felul ăsta să transmitem routerul pe care l-am configurat în pipeline-ul de React, ca să zic așa, ca să poată fi folosit, da? Acum putem să mergem să pornim aplicația, zicem npm run dev, ca să facem și noi niște teste. Bun, acum dacă mergem pe URL-ul de bază, vedem că avem aici homepage, da? Asta pentru că ni s-a randat componenta homepage, care nu are altceva decât un div cu un text uh, homepage în interior. Dacă o să mergem pe slash /contact, o să vedem că scrie contact page de data asta, da? Asta ne confirmă nou că s-a randat -ă, pagina de contact, da? Pentru că scrie aici contact page. Totul în regulă până aici. Ce caz mai trebuie să tratăm e acela de eroare. Dacă o să mergem la ASD, o să vedem că React Router ne, ne autorandează din oficiu pagina asta care nu este cea mai fericită pagină pentru o eroare de tip not found, da? Avem an expected application error și ni se spune că. <laughs> Putem să facem o pagină mai bună din punct de vedere UI, UX, pasând propriul error boundary sau error element prop on your route. Da? Adică ne spune să pasăm un error element pe rută pentru a ști ce anume să randeze în caz de eroare. Chestia asta trebuie să o facem în general pe o rută care joacă rol de rădăcină, dacă vrei. Și în cazul nostru, ruta aia care joacă rol de rădăcină este componenta HomePage. Ca să scăpăm de pagina asta urâtă în momentul în care nu este găsită niciun fel de pagină la ruta respectivă și este randată de React Router, va trebui să ne definim și noi propria pagină care să joace rol de eroare în cazul în care nu se găsește absolut nimic. Și o să mergem aici în Pages. Ori în Pages, ori poți să crezi componenta asta care să joace rol de Error Page la rădăcina aplicației. Faci cum vrei tu. Eu o să creez aici în Pages. Da? Și o să zic error.jsx și o să zicem o nouă componentă care o să zicem error page. Da? O să ștergem importul ăsta de aici, formatăm codul, error page not found. Da? Destul de simplu. Și în momentul ăsta mergem înapoi în main.jsx și la ruta care joacă rol de rădăcină, da, adică asta de aici, o să putem să punem un alt element care se numește error element și la error element, bineînțeles că trebuie să și importăm import error page from pages error, da? Și aici punem error page poate cu a mic. Punem componenta error page, da? Și transmitem în felul ăsta că în momentul în care nu se găsește uh, o pagină, să facă practic fallback și să randeze pagina asta denumită error page. Dacă mergem înapoi în browser acum și facem refresh la ruta ASD, care nu este definită da pe router, vedem Error Page Not Found, adică pagina noastră de eroare exact așa cum am definit-o. Tu poți să ți-o definești cum vrei, să ți-o stilizezi cum vrei în momentul ăsta, să-i faci styling-ul cum vrei, ca să arate cât mai elegant pentru aplicația ta. Dacă folosim în continuare pagina de contact suntem la contact page, dacă vrem să mergem la home page în continuare putem să mergem la homepage. page. Pagina aia de eroare nu se va afișa decât în momentul în care punem o rută care nu este configurată în router. Sunt mai multe aspecte de discutat aici în parte de React Router, pentru că gestionarea rutelor nu este chiar atât de simplă pe cât am prezentat eu aici. Astea sunt cele mai simple cazuri pe care poți să le întâlnești. Cazurile în care aplicația ta are mai multe pagini și vrei să randezi paginile alea în funcție de ruta aleasă în browser. Da? Dar pot exista și cazuri mai complicate de atât. React Router face mai multe decât am prezentat eu aici. Dacă ești interesat să afli mai multe despre React Router și vrei să facem un video dedicat despre asta, scrie mai jos la comentarii și o să facem o lecție dedicată în viitor. Cam atât și ne auzim în episodul următor.